Sărbătoarea Învierii Domnului este păstrată cu strictețe în comuna Meseșeni, unde tradițiile și obiceiurile sunt transmise din generație în generație. Am poposit și noi în comuna Meseșeni pentru a vedea cum se pregătesc gospodinele de aici pentru întâmpinarea sărbătorii pascale. Bine ați venit la noi! Mulțumim la Dumnezeu că am ajuns și ziua asta! Dăm slavă la Dumnezeu că am ajuns și Sfintele Paști? Încă nu! Dar nădăjduim în mila Dumnezeu și cu ajutorul Dumnezeu și femeile astea ne ajută să facem Paști pentru Paștile din 2017. Prescura nu se face de oricine și nici în orice vase și nici din orice făină și nici măcar în orice zi. Cu ajutorul Dumnezeu astăzi așa se fac, mâine părintele le iepărticele și noapte de Paști le sfințește. Așadar, prescurile se fac pentru tot satul? Pentru tot satul și pentru toți musafirii care vin în sat. Deci de Paști sunt mulți tineri care vin la părinți, musafiri, prieteni, care de pe unde vin, sunt bineveniți, vin la biserică noapte de Paști, părintele face slujba învierii plus Sfânta Liturghie până dimineața, până la 3:30-4, atunci se termină. Atunci fiecare merge acasă cu paharul de Paști, e ceva suprem, ce nu se poate întâmpla numai noapte de Paști. Aș vrea să ne mai spuneți, pe lângă prescurile care le faceți acum, pentru masa de Paști, ce mai pregătiți? Din tot ce ne dă Dumnezeu. Carne de miel în primul rând, ouă roșii, caș, tot felul de produse care sunt tradiționale, cocoradă, să zice la noi, drobul de miel, prăjiturile care sunt mai nou apărute, dar cozonacul întotdeauna la nu lipsește. Colac, le ziceau bătrânii noștri, colacul. Așadar, este nelipsit de pe masa. Ala nu lipsește. Nu se face astăzi, pentru că femeile astăzi numai de prescuri se ocupă. Și ele, ziua de astăzi, și o jertfi pentru Dumnezeu și pentru sufletul lor și pentru sat. Uitați-vă ce frumos le pregătesc. E tot așa, parcă e făcut ca pentru Dumnezeu. Și cred că le place și la oameni. Cura prescură în biserica ortodoxă, în afară de apă, sare, făină și drojdie, nu se pune. Asta e o rețetă pe care o știu de când, de ziua. Credeți că se mai păstrează tradițiile la noi în Sălaj sau mai puțin? Se păstrează unde au suflet. Deci aici trebuie să pui suflet. Nu numai că pui făină și drojdie și apă și sare și un braț de lemne la cuptor, dacă nu pui suflet, nu iese treaba bună. Și unde să gândesc că au mame bătrâne să le respecte și să le învețe pe femeile tinere să facă prescuri, că mamele se duc și femeile nu mai știu face. Noi, pentru casa noastră, astăzi e o zi de sărbătoare. Nici nu vreau să fac altceva. Femeile au fost la biserică, au venit, s-au rugat, au frământat, s-au dus la liturghie, au venit și acum ne ocupăm mai departe. Deci nimic fără Dumnezeu. Aveți ceva tradiții specifice aici în comuna Meseșești? Tradiții specifice, mai mult de a trăi bucuria învierii, nu cred că există, dar tinerii și la noi sărbătoare se ține sărbătoare. În ziua de Paști mai de mult nici măcar dans nu se făcea, așa ziceau bătrâni, nici măcar dans. Atât de mult stimau și respectau ziua de Paști, nici măcar dans nu se făcea în sat. Ziceau bătrâni că e prea mare ziua ca să se facă dans. Femeile nici măcar nu spălau vasele, ci steau mult ziua de Sfânta Înviere, nici... Ei se ocupau, era cu adevărat o sărbătoare. Prima dată la biserică și, pe urmă, bucuria să continua în familie. Erau bucuroși că le veneau copii acasă, lucru care și acum atât așa îi... Aș vrea să ne mai spuneți despre vopsitul ouălor. Când se vopsesc ouăle? Este o anumită zi? Altele zic că mai bine că le vopsă joie, joie mare, că vinere pe mare e sărbătoare. Și joie, dar totuși vinere e mai mare sărbătoare. Așadar, joia. Joia, da. Și cum se vopsesc? Cum vopsiți aici la Meseșeni ouăle? Aici noi avem obicei, chiar cum le fac eu, noi le șerbim în coșii de ceapă. De ceapă și să vopsesc ele așa și nu mai pui în vopsa nimic. Și pe urmă le luăm de acolo și le... Natural. Da, așa. Și coloranți nu folosiți? Nu, decât atât, cu coș de ceapă. Noi așa le facem, chiar eu. Așa sunt tradiționale. Da.
Așa. Și pentru... Așa, pentru masa de Paști, ce mai pregătiți? Pentru masa de Paști, atunci pregătim mai ce la carne din miel, asta e, sau ied. Aceea e principalul, ca să fie. Mielul este la locul lui în fiecare an de Paști? Da, da, la tăiem noi, ăla-i mielul. Și pe urmă, pe îngală, mai facem. Facem și noi, cum facem prăjituri sau facem, cum zice noi, cocoradă. Cu brânză. Cu brânză, da. Cum se frământă? Este un anume mod? Adică nu trebuie să-l apăsăm sau cum prima, pentru... Prima dată când frământăm, punem făină acolo și punem, facem cu drojdie, cu apă și frământăm acolo, dar mult timp ca să se dostească. Și apoi, pe urmă, după ce dostește, pe urmă facem așa, lăsăm cam două ore să dostească aici, o oră jumătate, cum... Și trebuie acoperit, trebuie lăsat la căldură? Acoperit, da, cu fața de masă și acolo acoperit. Și se dostește. Și cam cât faceți? Faceți multe porții, văd, pentru tot satul. Dar așa se face prescura, 4 iaste. 4 și după ce se face aici o păstăieli, se face împletit în 3. O cordă, să zice, și împletim în 3. Așa ca coda fiatii. Așa este specific sau așa se face aici la Meseșeni? Se face. Și după aceea se pune, când se bagă în cuptor, se pune tiscornicul, peceta. Pe el. Și pe urma acestea trebuie duse la biserică, trebuie sfințite? Da, da. Să iei de acolo, din fiecare din colț, că este scris pe tiscornic. Și să ieși și după aceea să sfințești și apoi să duc și să taie. Și să pun în pahară și în dimineața de Paști le sfințești părintele și mine. Era mai de mult. Cum vă pregăteați pentru sărbătorile pascale? Atunci, Doamne, ajută-i. Atunci ce facem? Așa nu se facea, se facea cum zicem noi boț. Piroșchi, sarmale, cum se face? Boț! Boț. Așa se zice la noi. Așa se zice la atunci. Nu mai era, atunci nu a fost miei, nu a fost ei, nu a fost fai, mai rău în lume, dar nu este vitație. Doamne, mulțumim. Și tot așa se adunau gospodinele și... Întotdeauna, prescuri întotdeauna s-au făcut. Întotdeauna, tot așa a fost. Așa... Aici a fost de atunci, bătrâni s-au respectat acesta lucru. Da, și a fost atunci. De atunci se menține, putem zice, o tradiție, această tradiție de atunci. De atunci, din bătrâni, așa a fost. Și după ce sunt puse în tăvi, vin băgate la cuptor? Vin pus pe ele piscornic, cum zicem noi, și pe urmă le băgăm la cuptor. Și după ce le scot de acolo, când se răcesc, și apoi le păstrează până când le duc să le sfințească. Deci niciodată nu se pun în cuptor fără rugăciune și pun pecetea pe fiecare.
Discornicerul, să zice la noi. Și nu ne duce pe noi ispită și ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt. Amin. No, aici când se pune este mea să face așa. Numele Tatălui și a Fiului și a Spiritului. Duc. Doamne ajută-ne și ne coace și ne le dă hrană trupului și sufletului. Numele Tatălui și a Fiului. Și cu fiecare vine proceda la fel. Da, da. La fiecare tavă se pune pocetea. Ia uite așa. Uite așa. Atenți la oră. O oră, o oră și un sfert trebuie să stea în cuptor ca să se poată coace perfect. Dau o culoare rumenă, coaja de sub tip portocalie. Când bați acolo trebuie să se audă complet că e copt și ușoară. Între timp mai verificăm sau nu deschidem cuptorul? 15 minute nu. 15-20 minute nu. Că atunci fac o față frumoasă. A luat, asta ce-a rămas, facem așa, zicem noi, pupăză. Ia uite, și apoi asta servim la copii, la care... Yeah.